Sudah tak mikir ya? Panatus Yardalu memang terminat dari geografi dan Romania. Oke, 1, 2, 3, Moldova. Preste Moldoveni. Astăzi sunt invitat. Întotdeauna eu am fost cază, aici la dumneavoastră, dar sunt invitat și credeți-mă că de la Firenze, cum am auzit pe Cristian Luc, că în seara aceasta este o mare sărbătoare pentru români, am zis să fiu alături de voi. Și nu numai alături de voi, dar și alături de William Gabriel Plândă, omul care pe mine m-a găsit acum 5 ani la Prato și mi-a zis așa: Ștefan, vrei să fii cunoscut în comunitate? Tot ceva pentru un interior. Ăsta este cuvântul care a zis William Gabriel Plândă. Vreau să-l aplaudeam cu toții. Voi am doar nevoie să fac campanie regulară, fiindcă deja cunoașteți cu toții, sunteți cei privilegiați. Deci, fiindcă dumneavoastră este în toată Europa, dar la Perugia a venit de 3 ori în ultimii 2 ani. Asta înseamnă că punctul de referință pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră, este Cristian Luc, pe care vreau să-l invit lângă mine și să-l aplaudați cu toții, Cristian Luc din Perugia! Vreau să vorbească imediat, dar înainte de a vorbi Cristi, fiindcă este și gazda noastră, e gazda dumneavoastră, aș vrea să vă reamintesc că noi românii am venit în această țară, toți, cred, sunt convins că sunt la sentimentul fiecăruia, atunci când România nu a putut să ne dea oportunitatea să rămânem acasă, în România, în țara noastră. Dar oricând ne vom întoarce cu gândul și cu inima în România, la ei noștri, la familiile noastre, la frații noștri, la România. Asta este semnul pe care spun la toți ambasadorii care sunt în momentul de față și care sunt de față în Italia. Nu avem un ambasador păcat pentru țara care are cel mai mare număr de români din lume. La ora actuală nu avem ambasador. Îmi pare foarte rău și cerem domnului William Gabriel Plândă urgentarea acestui proiect, pentru că nu se poate să rămânem fără un ambasador, noi români din Italia. Ceea ce vreau să vă spun și cu asta închei, este că voi fi alături de William, cum și voi sunt convins că veți fi. Sunt foarte mulți tineri aici, am văzut tineri care acum au împlinit 18-19 ani. Pentru voi e prima oară când mergeți la vot. Mergeți să demonstrați părinților că voi sunteți viitorul nostru, viitorul românilor din Italia. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ștefan, ca de obicei, number one. Vreau să vă mulțumesc că în primul rând că ați venit la acest spectacol. Vreau să mulțumesc celor care m-au ajutat să organizez acest spectacol, sponsorilor noștri, magazinul Ortenia, restaurantul din Timișoara, băieților de la Sulet, care noi vedeți că sunt acolo în spate și care au transpirat de pe la ora 2 de pe aici. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc domnului deputat William Brânză, care de fiecare dată când am avut nevoie de el, comunitatea a fost în pericol aici, la Perugia, de departamentul, a răspuns tot timpul pozitiv și a fost prezent în mijlocul nostru și ne-a dat o mână de ajutor. Vă mulțumesc încă o dată și vă aștept și pe 1 decembrie la Marșanu, la un alt spectacol cu invitați foarte și artiști de valoare din România, să continuăm pe trecerea. O seară pe mult! Cum e să nu-mi așa să nu-ți plăcintească un...